Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Secretele Frumuseții. Știm că îngrijirea personală face parte din viața fiecărui om, iar în această categorie intră și modul în care ne îngrijim mâinile și unghiile. Despre toate aceste aspecte ne poate spune un specialist, de aceea am invitat-o alături de noi pe Georgiana Zăgan. Bună ziua, Georgiana, și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea de a fi în această emisiune. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Spune-mi, te rog, cine se ascunde în spatele artistului Georgiana și ce te-a determinat să faci asta? Da, deci eu sunt Georgiana Ieșeancă, am 33 de ani. Ce m-a determinat să fac asta? Acum, să spun mai pe scurt, am făcut un curs pentru mine personal, pentru a-mi îngriji eu singură unghiile acasă. Și de cât timp practici această meserie? Practic această meserie de 8 ani. Dar știu că de curând ți-ai deschis un salon. Înainte de a-ți deschide acest salon, ai lucrat și de acasă sau ai avut suportul financiar să chiar de la început să faci asta? Nu, eu am lucrat acasă. În primul rând, ce m-a făcut să lucrez acasă este că înainte de a fi nail artist, sunt mamă. Și faptul că eu am început de acasă să lucrez, pentru mine a fost un plus de valoare, din mai multe motive. Cum ar fi, am putut să-mi supraveghez copiii îndeaproape, am reușit să-mi formez un portofoliu de cliente, într-atât încât să merg cu ele mai departe. După cum bine știm, foarte multă lume începe să lucreze de acasă, cel puțin pe partea beauty. Au mai mult curaj, fetele, și consideră că dacă sunt în intimitatea lor, se pot desfășura mai liber. Da, cred că toată lumea a început de acolo. La fel a fost și în cazul meu, câțiva ani am lucrat de acasă până să-mi deschid propriul meu salon. Dar salonul pe care ți l-ai deschis acum este deschis recent sau l-ai de ceva timp? Salonul este deschis recent, mai exact de un an jumătate. Până acum un an jumătate, cum am spus mai devreme, lucram acasă. Da. Am înțeles. Și toate clientele au venit după tine sau majoritatea dintre ele nu? Mai bine de 80% au venit după mine, surprinzător pentru mine. Atunci mi-am dat seama, practic, că eu însemn ceva pentru ele. Bineînțeles că și ele, la rândul lor, înseamnă foarte mult pentru mine. Acolo, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că cât de apreciată sunt eu de către clientele mele. Practic, cum îmi place mie să le spun, fetele mele, da? Se leagă o legătură, fie că te aștept la ea, fie că nu te aștept, între tine ca și tehnician și clientă se formează o legătură. Iar eu, când am deschis salonul, trebuie să recunosc că am avut ceva emoții, în primul rând din pricina faptului că aveam teama de a renunța fetele la mine, la serviciile mele. Tu ți-ai desfășurat activitatea într-o altă zonă a orașului și momentan ești în altă zonă. Și de asta probabil te-ai și gândit că le vei pierde pe parcurs. Da, ca și zone sunt foarte diferite. Pot să spun că m-am mutat dintr-un capăt al orașului în celălalt capăt al orașului. Da. Și cum este? Fiecare tehnician își formează clientele, în primul rând, din zona în care locuiește sau din zona în care își desfășoară activitatea. Și după aproape 6 ani în care eu mi-am desfășurat activitatea într-o zonă, a fost puțin greluț pentru unele dintre ele să vină după mine. Au avut câteva fete tendința de a renunța doar din pricina faptului timpul. Timpul, toată lumea se plânge de timp, că așa este, nu? Timpul trece foarte repede. Și de a ajunge din zona în care eu practic desfășuram activitatea în celălalt capăt al orașului, unde mi-am deschis salonul, este destul de complicat. Dar bineînțeles, perioada care am crezut eu critică a fost cam de o lună, două. După care a revenit totul la normal. Da. Ai acea legătură creată între tine și clientele tale și de prietenie sau doar client și tehnician? Cu mai mult dintre ele
este o relație, o legătură mai mult decât client și tehnician, pentru că sunt ani la mijloc de care noi ne cunoaștem, ne povestim viețile una alteia, deci se leagă o legătură, cred că o știi foarte bine. Da, de multe ori facem și pe a psihologul cu unele dintre ele. Mi se întâmplă de multe ori și cred că și în cazul tău este la fel. Da, ce apreciez, nu toată lumea se deschide. Adică dacă o persoană o faci, ajuns să o faci pe psiholog, înseamnă că tu îi transmiți ceva acelei persoane. Iar pentru mine nu este un deranj că o fac pe psihologul, pentru că așa am cunoscut mai bine clientele. Chiar mi-a spus o clientă că mergea câțiva în bun la altcineva înainte de a veni la mine și nu a reușit niciodată să deschidă. Eu aici cred că odată ce o apucat să-mi spun anumite lucruri care nu îndrăznea să le vorbească cu altcineva, înseamnă că am transmis o siguranță acelei persoane. Bineînțeles. Iar pentru mine contează foarte mult să văd că persoana cu care eu interacționez se deschide, are curajul de a-mi povesti propria viață, bineînțeles mă face și pe mine să fiu mai deschisă și automat se leagă o legătură. Și care ar fi recomandările tale să avem acea relație tehnician și client? În primul rând, sinceritatea. Sinceritatea, deschiderea. Adică dacă îi transmiți unei persoane că ești sincer, iar acea persoană te simte un om sincer, automat îi transmiți o siguranță. Deci, asta este calea spre a fi deschis da, către clientul. Da, contează foarte mult. Dar... Uite, știu, revenind la subiectul cu salonul pe care ți l-ai deschis, știu că fiind propriul tău salon, tu ai atitudine de lider față de angajații tăi sau îi tratezi la același nivel? Nu-mi place atitudinea de lider, adică nu m-am considerat niciodată lider. Iar asta mi-au spus-o chiar colegii mei, că simt o deschidere din partea mea, vorbim de la egal la egal. Nu-mi place să am o relație de lider cu colegii mei, consider că nu ar fi sinceritate la mijloc. Oriunde nu mă consider superioară colegilor mei. Eu când mi-am ales colegii, mi-am ales în funcție de anumite calități. Trebuie să fim compatibili. Noi, ca să putem colabora împreună, trebuie să fim compatibili. Iar eu, dacă aș avea atitudinea de lider, automat nu ar mai fi, nu s-ar mai lega prietenii, nu ar mai fi acea relație deschisă. Iar eu nu consider că am de ce să fiu lider, chiar dacă este propriul meu salon. Deci nu. Contează foarte mult și personalitatea noastră. Absolut. Contează că tu nu-ți tratezi oamenii la un alt nivel și probabil acesta este una tu. Dar... De ce îți iubești tu această meserie? Pentru că o iubești. Adică din moment ce faci asta de atâția ani, îți iubești meseria. Am descoperit că iubesc această meserie datorită clientelor mele. Am mers întâmplător la un curs. Am început cu un curs pentru a-mi face mie personal unghiile. În schimb, nu m-am așteptat să ajung să iubesc această meserie. Să faci o meserie din asta, da. Da, nu m-am așteptat, dar asta am descoperit că iubesc această meserie treptat. Primul curs pe care eu l-am făcut, am descoperit că îmi place și că m-aș vedea făcând asta. Automat, începând să interacționez cu persoane, cu diferite persoane, cu diferite personaje, calități, diferite doamne, domnișoare, mi-am dat seama că am de învățat de la fiecare din ele câte ceva. Și am ajuns să-mi zic, deci chiar mă văd lucrând în domeniu. Și repet, datorită clientelor mele am ajuns să iubesc această meserie. Pentru că am legat o legătură cu ele, ne-am dus în zona de prietenie, iar eu nu mă văd făcând altceva, că asta ar însemna să-mi rup legătura cu ele. Tu cât timp ai făcut asta pe propriile tale mâini până să apuci să lucrezi, să-ți faci lucrările pe altcineva? Primul an a fost foarte greu. Cred că am fost propriul meu model. Și am avut două prieteni care... Aproximativ un an. Aproximativ un an, da. În primul rând, nu am plecat cu foarte mult curaj la drum, pentru că erau informații pe care eu nu le știam. Și nu aveam de unde să le învăț la un singur curs.
Mi-a luat ceva timp să încep să mă gândesc spre un alt curs pentru a mă dezvolta. În primul rând, contează foarte mult să faci cât mai multe cursuri pentru a te dezvolta, pentru a învăța cât mai multe lucruri noi. Neapărat, pentru că trendul se schimbă. Absolut. Și anual este o altă modă. Ca și în machiaj, de altfel, trebuie să fim la zi cu tot ce este nou. Așa este. Da. Cum spuneam, un an. Un an a fost propriul meu model și un an mi-a luat ca să pot să lucrez pe cliente. Pe altcineva. Absolut, da. Ai început cu unghii clasice sau când ai făcut prima școală de machiaj, primul tău curs? Ce anume ai învățat acolo? Cum ai ajuns să ai lucrări pe care eu le-am văzut la tine și adică se vede că sunt ani de experiență în spate. Ce anume ai învățat la primul tău curs? Poate ne poți spune mai multe. Pentru că sunt fete care își doresc să facă această meserie și își doresc să se înscrie la un curs de începători, dar nu au destule informații și poate doresc să afle. Ce anume putem face noi la primul nostru curs pentru unghii? În primul rând, cred că contează foarte mult să începi cu un curs de bază bun, cu cineva foarte experimentat, ceea ce eu nu tocmai am făcut. Nu m-am informat foarte bine înainte de a începe să fac un curs, cu cine să-l fac. Am dat un search pe Google, primul norocul că am continuat a fost că m-am văzut făcând asta, încă de la primul curs. Deși nu consider că am învățat foarte multe. Eu de asta am și stagnat atât de mult, un an, aproximativ un an, încât să ajung să-mi iau cliente. Pentru că nu am învățat extraordinar de multe de la primul curs. Și automat m-am îndreptat către alți traineri, de la care am considerat că într-adevăr am ce învăța, la care m-am informat înainte de că am ce învăța. Și sunt foarte multe secrete în meseria asta care trebuie să le știi. Și nu poți la un singur curs. Dacă e să sfătuiesc pe cineva, într-adevăr ar trebui să se informeze foarte bine cu cine face primul curs. Contează enorm de mult. Da, și ceea ce urmează după, pentru că noi urmează să ne creăm propria noastră tehnică, luând de la fiecare câte ceva și în modul acesta să devenim noi ceea ce suntem acum, ca și în cazul tău. Așa este, contează foarte mult dacă noi ne dorim cu adevărat să continuăm pe acea meserie pe care practic noi alegem. Contează să fii foarte dedicat, în primul rând, la primul curs care îl faci, eu consider că îți dai seama dacă îți place sau nu îți place. Tu când ai început să faci asta, te-ai gândit doar financiar sau a fost și o pasiune sau o îmbinare? Pasiune și în același timp să și câștigi. Financiar nu m-am gândit absolut deloc, pentru că eu primul curs, cum am spus mai devreme, l-am început doar pentru mine, doar pentru a-mi face manicură acasă. Timpul nu-mi permitea, datorită copiilor, fiind destul de micuți, nu-mi permitea să merg la saloane să-mi fac manicura. Iar atunci am zis că cea mai bună investiție este să îmi fac un curs, să îmi pot face manicura acasă, singură. Nu m-am gândit că o să ajung să am ani de experiență, ani de muncă. Deci nu, financiar... Nu, nici nu știam că într-adevăr s-a câștigat de bine. Deci nu știam. Ți-am spus, am mers la un curs strict pentru mine, nu că s-ar câștiga bine în acest domeniu. Da, într-adevăr este o meserie foarte bănoasă. Ai adus în discuție că ai încercat să-ți împarți timpul între familie și profesie. Spune-mi cum te poți descurca cu ambele, în același timp să satisfaci și clientele care îți calcă pragul și în același timp și copiii, familia. Da. Am reușit să-mi găsesc un echilibru, să mă pot împărți și între jobul pe care l-am și în familie. Nu pot să spun că întotdeauna este ușor, pentru că nu este ușor. Având în vedere că eu am, nu știu dacă am specificat, dar spun acum, am doi copii de 12 ani, gemeni, au diferite activități în care eu trebuie să fiu prezentă. Doar că norocul meu este că în acești ani am reușit să-mi formez un portofoliu de cliente care sunt mai mult decât înțelegătoare.
Tocmai de asta îți spuneam mai devreme că am ajuns să iubesc această meserie, pentru că am descoperit oameni minunați, oameni care, de la care găsești înțelegere atunci când nu le poți satisface neapărat nevoile lor. Și de asta îți spun, un plus este că fetele mele, cum ți-am zis că le spun, mă înțeleg foarte bine. Și am reușit să-mi găsesc un echilibru, să pot să fac un program la job și să mă împart între viața de familie și job. Știu că având această meserie necesită și trezirea puțin mai devreme. Tu de la ce oră începi de obicei activitatea? Având în vedere că îmi permit să fac singur programul, pot să spun că sunt dăți când nu respect în totalitate programul trezitului dimineață, dar faptul că am copii, 6:30 este ora la care mă trezesc. Și activitatea de la ce oră începi? Activitatea începe de la ora 10. Da, da. Cum spuneam, mulți ani care am lucrat acasă, activitatea mea începea mult mai devreme, chiar și la 8:30. În schimb, ajungi la un moment dat să obosești și ai nevoie de cafeaua de dimineață doar pentru tine. Puțină relaxare. Absolut, da. Uite, mi-ai spus înainte de emisiune că tu practici și sportul dimineața, este ca o relaxare pentru tine. Da. Și asta te ajută. Da. Mă ajută, nu practic de foarte mult timp sportul, deși mi-ar fi plăcut să-l practic mai de mult timp, dar toată lumea, cum spune, de luni mă las, de luni mă apuc. Da. Practic sportul, în primul rând, pentru sănătate, stau foarte mult pe scaun. Deci eu am jobul de nail artist, este foarte statornic. Și aveam obicei să încep dimineața și termin seara destul de târziu. Și din cauza unor probleme de sănătate, să spun, dureri de spate, mi-am dat seama că trebuie să mă înclin un pic spre sport, ceea ce îmi prinde foarte bine. Am descoperit că, într-adevăr, este o pasiune acum pentru mine, pentru a merge la sală. Te vezi făcând asta și în viitor? Sigur că da. 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 Studiile tale sunt altele. Știu că ai spus că ai terminat... Am terminat pe un profil de tehnician proiectant CAD, ceea ce nu are legătură cu ce fac eu în ziua ceea de azi. Ce faci tu. Deci, total diferit. Trebuie să recunosc că nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung să fac meseria de manicuristă și să-mi plac atât de mult. Primesc foarte des întrebarea, inclusiv de la fetele mele, de la clientele pe care le am, dacă nu m-am plictisit de această meserie. N-ai cum. Nu. Din moment ce îți place atât de mult ceea ce faci și nu ai cum să te plictisești, o spun și eu din propria experiență, și aș fi vrut să, adică vreau să te mai întreb, ai pus vreodată în vedere, adică să te uiți pe plan financiar, să-ți selectezi clienții, sunt care sunt mai cu bani sau puțin mai limitați. Ai avut în vedere vreodată faptul să ți-i selectezi? Uite, eu cunosc pe cineva care își ia doar clienți cu un statut financiar mai ridicat, de aceea te întreb și pe tine dacă are importanță nivelul financiar pentru tine la o clientă. Calitatea oamenilor nu stă în partea financiară. Dar am avut o perioadă în care nu am fost absolut deloc selectivă. Am considerat că pot fi deschisă față de toată lumea. Nu este cea mai bună alegere. Într-adevăr, trebuie să fii selectiv cu oamenii. Pentru că noi, lucrând cu oamenii, culegem de la ei. Și există posibilitatea să fie anumite persoane care au o energie negativă. Eu după asta mai iau. Nu selectez clientele în funcție de situația financiară. Nu. Eu selectez clientele în funcție de vibe-ul pe care l-au, de deschiderea care o au față de mine. Ca să putem lega o relație, inclusiv tehnician-client, trebuie să fie o deschidere din partea amândurora. Iar dacă persoana din fața mea, după o anumită perioadă, nu reușește să se deschidă sau eu consider că nu este o relație compatibilitate, da, atunci devin selectivă. Dar nu m-am luat niciodată după situația financiară, doar după calitatea omului cu care eu interacționez. Deci asta este criteriul după care eu îmi selectez clientele.
Da. Ca să fac o paranteză, am zis că o perioadă nu am fost selectivă. Nu pot spune că mi-a adus un plus de calitate acest lucru. Pe mine mă deranja când auzeam alți tehnicieni că sunt foarte selectivi. Nu înțelegeam. De ce trebuie să fii selectiv? Din diferite motive, financiare. Dar dacă ajungi într-un punct să fii atât de deschis față de oameni, să nu fii selectiv, nu toată lumea apreciază acest lucru. Da, corect. Și automat intervin lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Înțelegi? Deci am început să-mi dau seama că trebuie să mă uit la calitatea omului. Ți s-a întâmplat vreodată să ai și cliente nesatisfăcute, nemulțumite, cu care să ai conflicte? Crezi că s-a întâmplat cuiva să nu aibă astfel de cliente? Da. S-au întâmplat. Au fost situații în care să fie clienți nesatisfăcuți, dar nu neapărat din cauza mea, cât din lipsă de comunicare din partea lor. Eu întotdeauna, persoanele care mă cunosc, clienții care mă cunosc de foarte mulți ani, am clienți care am din primul meu an. Din primul an, da. Primul an, deci am zis că ar trebui să fac un tablou cu ele, că sunt atât de serioase și de... nu au foarte multe persoane deschiderea de a veni și a-ți spune că nu-i place ceva. Deși eu sunt deschisă și întotdeauna spun, accept absolut orice critică. Critica este constructivă. Da. Dacă consideri că nu-ți satisfac plăcerile, este foarte bine să mi le spui personal, ca să putem modifica ceva. Dar nu toată lumea are acea deschidere. Și automat, da, intervin situații în care ai aflat că o clientă nu a fost total satisfăcută de ceea ce ai făcut tu. Dar nu mi-asum, pentru că eu le-am spus, le spun de la început, dacă este ceva ce nu-ți place, dacă ceva nu te mulțumește, spune-mi. Doar dacă vezi că eu am o atitudine nepotrivită și nu sunt deschisă față de tine, nu te poți deschide în suficient de mult, atunci poți să înțeleg. Să comunicăm este cheia. Clar, da, da. Da. Și oamenii sunt diferiți. Eu consider că nu putem mulțumi chiar pe toată lumea, sigur. Strădui. Dar da, sunt și situații de genul. Și cum decurge o zi la locul tău de muncă? Eu zilnic știu că tu ești acolo. Da. Cred că în proporție de 80% ziua ta este petrecută în salon. Da. Ne poți spune puțin ce anume faci tu din momentul când ajungi, când intri în salon, până la plecare? Da. Deci eu altceva nu știu să fac decât să stau pe scaun și să-mi fac meseria. Dar deci acum să fac o paranteză. Știu că tu de curând te-ai apucat de încă o activitate și anume micropigmentare. Da. O să vreau să ne povestești puțin și despre asta. Ce anume te-a determinat să, nu știu, să-ți alegi și o altă meserie pe lângă cea de manicuristă? Da. Este foarte adevărat, am făcut un curs de micropigmentare a sprâncenilor și a buzelor. Este un domeniu care m-a cucerit. Am un an de zile de când mă informez foarte bine despre acest domeniu. Simți nevoia la un moment dat să încerci altceva. Iar eu altceva, în afară de o activitate care să în continuare să-mi am clientele aproape, nu este. Iar micropigmentarea sprâncenilor, micropigmentarea buzelor, nu știu când m-a prins flama. Nu știu când m-a cerit. Există riscul, să spun așa, să te lași de ceea ce ai făcut până acum, de a fi manicuristă, pentru a face doar micropigmentare sau le poți face pe ambele? Având în vedere că tu ești manicuristă de atâta vreme și nu te vezi făcând altceva, nu știu dacă ai putea să chiar să le faci pe amândouă. Nu ar fi puțin cam dificil? Nu poți face două lucruri bune în același timp. Automat trebuie să te îndrepți către o direcție care te regăsești mai bine. Nu pot să-ți răspund la întrebarea dacă intenționez să mă las de postul de manicuristă, pentru că nu mă văd renunțând la acest job. În schimb, îmi dau șansa de a încerca altceva. Vreau să văd dacă o să fiu atât de captivă cum am fost cu
cursurile de unghii. Este foarte adevărat că atunci când fac o micropigmentare de sprâncene, uit absolut de tot. Uit, sunt acolo, implicată, nu-mi dau seama când treci timpul, nu mă uit la ceas, nu verific telefonul, deci este foarte adevărat că îmi place foarte mult. Dar sunt la început și am foarte multe de învățat. Iar micropigmentarea sprâncenilor și a buzelor nu este întocmai ușor. La unghii, poate dacă, deși nici acolo nu mi-a fost ușor, poate dacă faci o greșeală, mai puțin vizibilă, asta voiam sau mai să ușor întreb. De reparat. Da. Oriunde la micropigmentări nu este atât de simplu. Nu se poate repara. Nu. Și eu intenționez, în primul rând, să mă informez foarte bine, să investesc foarte mult în mine, în cursurile de micropigmentare, ca după aia să pot alege dacă într-adevăr mă las de manicură sau nu. Dar până atunci este cale lungă, este mult de muncă. Da. La unghii, pe timpul pandemiei, ai făcut vreun curs? Sau... Un curs online te referi, poate, nu? Nu neapărat online. Da. Fizic sau online? Pe timpul pandemiei nu am făcut curs. Am făcut cursuri înainte, am făcut cursuri după. Pe timpul pandemiei, ca să spun sincer, așa mi-am ocupat timpul mai mult cu familia, cu copiii, că așa a fost situația. Da? Deci n-am făcut. Plus că sunt tot felul de cursuri online. Poate sunt binevenite pentru alții. Eu personal... Tu cum le vezi? Nu mă regăsesc. Nu, doar eu personal nu mă regăsesc în cursurile online. Da, opinia ta. Da. Deci n-am... Nu. A fost un moment de pauză, a fost un moment de liniște, a fost un moment în care mi-am dat seama, trebuie să recunosc, mă plângeam foarte mult de timp până în pandemie, că nu mai fac față, că mi-este foarte greu. Ei, momentul cu pandemia a fost binevenită ca să-mi fac o liniște, o ordine în gânduri. Dar fiind atât de mult timp, când te-ai reapucat din nou de meseria pe care o practici, clientele au rămas aceleași sau s-au pierdut pe parcurs? Nu, clientele au venit în plus. Nu s-au pierdut. Inclusiv când mi-am mutat locația, nu pot să spun că am pierdut foarte multe cliente. Am pierdut doar anumite cliente care personal le înțeleg. Este foarte greu să ajungi într-un capăt al orașului, în celălalt capăt al orașului, având în vedere la ce trafic este, în primul rând. Deci, consider că surprinzător am rămas cu clientele care mă așteptam să renunțe. Da? Nu, n-am avut eșecul ăsta la care, spun sincer, mă așteptam, având în vedere toate situațiile. Da, multora li s-a întâmplat, de asta te-am și întrebat. Nu. Și hai să vorbim puțin și despre salonul pe care tocmai l-ai deschis. Ți-a fost greu să te integrezi într-o echipă? Nu mi-a fost absolut deloc greu. Îmi place să mă înconjur de oameni care sunt compatibili. Iar colegii mei sunt extraordinari. Nu-i laud că sunt colegii mei, doar că într-adevăr am parte de niște colegi cu care suntem foarte compatibili. Echipa mea este formată din 4 persoane. Avem la mine, la salon, se beneficiază de cosmetică, coafură, tuns, manicură, pedicură. Deci suntem formați din 4 persoane. La mine, în salon, suntem 4 persoane. Nu mi-a fost greu. Ai avut în vedere să fie persoane cu experiență în spate sau... Contează foarte mult experiența. Contează foarte mult. Deși nu toți ne-am născut cu experiență. Este bine să le dăm ocazia și celor la început de drum să își desfășoare activitatea. În schimb, ce m-a interesat foarte mult la colegii mei este să fie implicați. Foarte mult. Având în vedere că eu am o experiență în spate, am un portofoliu de cliente formate, trebuie să am convingerea că pot recomanda serviciile care, de care eu dispun în salon. Iar colegii mei răspund cerințelor pe care eu practic le-am avut. Și asta contează foarte mult. Suntem un colectiv extraordinar de bine închegat acolo. Comunicăm extraordinar de mult. Și uniți. Uniți, clar, da. Mă simt în largul meu cu ei. Dar dacă aș considera că nu ar fi așa, nu ar fi compatibilitate, clar lucrurile s-ar schimba. Ceea ce nu, momentan nu este cazul.
Dar cum te ajută pe tine munca în echipă? Munca în echipă mă ajută din mai multe puncte de vedere. În primul rând, având în vedere că eu mă part între viața de familie și viața de lucru profesională, de când mi-am deschis salonul, contează foarte mult să am o bază. Pe cineva care poate fi răspunzător în locul meu când eu sunt plecată. Eu nu pot selectez pe cineva din colectivul meu care ar fi mai implicat, care nu ar fi mai implicat, pentru că noi toți suntem, noi considerăm o a doua casă. Când venim la salon, nu te simți ca la servici, te simți ca acasă, în largul tău, ești în mediul tău. Și inclusiv colegii mei petrec mai mult timp la salon decât acasă. Și asta contează foarte mult. Cât de des trebuie să meargă o doamnă la manicură? Și dacă este atât de necesar? Foarte bună întrebare. Și spun și de ce este bună întrebarea. Deci am două categorii de cliente. Da? Clientele care îmi vin regulat, la timp, în mod normal, cum ce ar trebui. Ce înseamnă la timp? La cât timp ar trebui? Trei săptămâni, o lună este indicat ca fiecare client să-și schimbe manicura. Și sunt clienți care îmi vin la 6 săptămâni, pentru, 7. Pentru întreținere. Da, da. Un mod regulat ar trebui la 3 săptămâni, să nu depășim 4 săptămâni. Pentru a avea în permanență o manicură impecabilă. Dacă ne dorim cu adevărat acest lucru. Dar este adevărat că, nu știu, manicura cu gel dăunează unghii? Uite, eu nu cred în mitul ăsta. Am clienti care spun, vreau o manicură clasică, nu mai pun gel că mi-au stricat unghiile. Și bineînțeles că intru în discuții cu ele să înțeleg mai exact ce le-a stricat unghiile. Și spun, păi am stat 5 săptămâni cu un set de unghii și au început să mi se desprindă și le-am scos singur. După care încep să le explic că, de fapt și drept, noi singure ne distrugem unghiile. Mai degrabă decât produsele care noi le folosim. Eu consider că contează foarte mult modul în care faci o manicură, timpul la care ți-l aloci pentru o manicură, produsele care sunt folosite, tehnica pe care o folosim noi în calitate de tehnicieni. Deci nu cred în mitul ăsta acum că gelul distruge unghia naturală. Nu. Dar care este diferența între manicura clasică, unghiile cu gel și acril? Manicura clasică este manicura care știe toată lumea. Da? Pe care o facem noi acasă. Absolut, da. Manicura cu gel dă o rezistență a unghiei, o siguranță că îți poți face lucrurile de zi cu zi fără a avea grijă unghiilor dacă ți s-au stricat sau nu ți s-au stricat. Clar, ne ajută în primul rând, le mai spun clientelor mele că pentru a avea o manicură în primul rând impecabil ține foarte mult de noi, ca și purtători de unghii. Diferența nu este foarte mare între o semi-permanentă, gel pe unghia naturală. Acum, depinde de fiecare persoană ce alege să poarte. Eu sunt foarte deschisă și ce își doresc, eu merg pe mâna lor. Ce părere ai despre manicura la bărbați? Am o părere foarte bună, inclusiv colegului meu îi fac manicura. Ai bărbați care îți vin Sigur, la manicură? Da. Am bărbați, în primul rând le impune jobul, s-au obișnuit să poarte o manicură făcută. Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Atâta timp cât nu este... Uite, am pe cineva, un băiat căruia îi pun gel pentru că practică pianul și necesită. Automat, nu mi se pare nimic ieșit din comun. Dar aici ține și de îngrijirea personală. Da, absolut. Deci am o părere foarte bună, inclusiv despre bărbații care doresc să-și facă manicură. Nu este nimic greșit. Dar care este secretul unei manicuri de invidiat? Secretul unei manicuri de invidiat, în primul rând, să te facă să te simți bine când le porți, să te regăsești. Am clienti care văd un model la diferite persoane și le vor și ele. Bineînțeles că îl fac și pe aceea, bă, nu m-am regăsit. Pentru că nu se o manicură de invidiat este atunci când faci ceva ce te face pe tine să te simți bine, în primul rând. Ce este pentru tine? Ce este pentru tine? Multora, bine, nu tuturor îmi permis să le spun că nu le se potrivește, că se încăpățânează fetele să zică nu, că vreau și eu.
am persoane cărora îmi permit să le spun, nu-ți fac, nu-ți stă bine, și am persoane care încerc să-i sugerez că ar putea să schimbi ceva. Aici depinde. Da, sunt persoane care acceptă și sunt persoane care nu. Uite, de asta iubesc meseria asta, pentru că de la fiecare avem de învățat câte ceva, inclusiv de la persoane care nu acceptă un sfat sau o părere. Adică sunt binevenite și astfel de persoane în viața mea, ca și tehnician de unghii. Dar dacă nu ai talent, poți practica această meserie? Nu, clar nu. Nu. În primul rând, trebuie să ai foarte multă răbdare. Și asta este o artă? Da. Trebuie să ai foarte multă răbdare. Implică foarte multă atenție. Nu trebuie să fii doar atent cum îi faci manicura. Trebuie să fii atent la client în sine, la nevoile clientului. Deci, ai nevoie de, în primul rând, ați descoperit talentul, trebuie cursuri, clar. Da? Deci, fără curs, nu avem cum să ne descoperim talentele. Ca să-ți spun așa un mic secret, am făcut foarte multe cursuri de pictură pe unghii. Nu mă regăsesc. Nu ți-a plăcut? Nu mă regăsesc, nu am talent. Și știu că dacă investesc în mine și fac cursuri, îmi pot dezvolta acest talent. Nu este adevărat, eu nu mi-l găsesc. Deci clar undeva să trebuie talent. Și mi-a învățat clientele să nu mai poarte picturi pe unghii. Da. Faci mărimi foarte lungi, adică și stiletul, da. Și... Da, da. Merg pe cerințele clientelor. Este foarte adevărat că nu se mai poartă chiar atât de mult unghiile extraordinar de lungi. În schimb, ce am observat eu la clientele pe care le am, sunt foarte modele apreciate, cele mai apreciate modele sunt modelele simple, care se regăsesc ele. Simplitatea este cea mai frumoasă. Da, poate dacă ani în urmă, uite, sunt câteva modele care, uite, un model mai încărcat, spre exemplu, am câteva modele din ani trecuți foarte încărcate. Deci foarte încărcate, stau și eu și mă gândesc când le-a făcut, dar se purtau. Cât durează o manicură de genul acesta? Păi pleacă de la oră jumătate până în două ore. Deci depinde de cerințele fiecărei cliente. Depinde de ce își dorește fiecare clientă. Eu pierd noțiunea timpului când mă apuc să lucrez, în schimb știu că trebuie să mă încadrez în alea două ore. Și cam două ore. Care sunt tendințele în manicură pentru anul 2023? Da, tendințele anului. În fiecare an, într-adevăr, sunt tendințe diferite. Eu m-am obișnuit să spun că tendințele sunt fiecare ia ce îi place să poarte. Da. Da? Deci îmi vin clientele și mă întreabă, Georgiana, ce sport anul ăsta? Și ce spun, fiecare poartă ce vrea. Și cu ce stă place, bine. Cu ce stă bine. Dacă eu mă apuc să spun că se poartă turcoazul și îmi ceri și tu, tu zici, nu-mi place. Ok, hai să încercăm tendința care te reprezintă pe tine. Da. Dar care sunt cele mai mari satisfacții în această meserie? Păi există satisfacții mai mari, să-ți spună mai bine din jumătate de clientele tale că te iubesc, care să te înțeleagă atunci când nu poți să te prezinți la o programare. Cred că astea sunt cele mai mari satisfacții. Suntem obișnuiți să ne spună persoanele foarte apropiate te iubesc, corect? Da. Familia, neamurile. Ei, mie mi se spune foarte des te iubesc și le simt care sunt sincere. Deci, satisfacțiile sunt. Ți s-a întâmplat vreodată să primești mesaj înainte cu o oră de la cineva să-ți spună că și anulează programarea? Cum ți se pare? Oh, Doamne, clar mi s-a întâmplat. Uite, asta a fost o problemă în gestionarea timpului meu. Și cu care ne confruntăm noi toți din domeniul beauty. Da, gradul de acceptare a fost foarte mare într-o o anumită perioadă de a înțelege că nu pot ajunge manu sau cu 10 minute înainte. Mi se întâmpla să modific eu programul ce ținea de programul de familie, de copii, pentru a onora programările care erau făcute și să mă trezesc cu surpriza faptului că sunt anunțat cu 10 minute înainte că nu mai pot să ajungă. De aici a plecat și selecția. Că tocmai ce spuneam că la un moment dat trebuie să fim selectivi. Am stricat relații, din păcate, cu persoane care îmi veneau ani la rând, doar pentru că au început să fie neserioase în programări.
Și nu voit, nu au făcut-o intenționat. Dar întâmplându-se odată, de două ori, de trei ori, mi-am dat seama că atâta timp când nu suntem compatibile ca și program, dacă nu-mi respecti programul cum eu, îți respect programul tău, mai bine este să încheiem colaborarea. Ține de bun simț. Dar nu aș spune că nu au bun simț, nu toate. În schimb, gestionarea timpului nu mult știu să-și o abordez cum trebuie. Iar eu consider că timpul costă bani. Iar la mine timpul costă într-adevăr bani din pricina faptului că îmi pierd timpul petrecut cu copiii. Nu mi s-a întâmplat niciodată să vină cineva la ușa salonului să-mi spună că am ajuns și eu să spun, dar nu te mai pot face. Nu s-a întâmplat niciodată. Și am 8 ani din meserie, adică putea măcar o singură dată să mi se întâmple. Și aștept, dacă eu sunt corectă cu tine, același lucru să faci și tu. Atunci spune-mi, ce fel de persoană ești tu? Spune-mi 3 calități pe care le ai și 3 defecte. Uite, una dintre calități este punctualitatea. Clar, da. Asta, da. Punctualitatea este... Te definește. Clar, da. Adică punctualitatea clientelor mele știu că pentru mine 10 minute contează și, uite, îți spun și un defect totodată. Dacă ai întârziat mai mult de 10 minute, deja m-am supărat foarte tare. Deci, ești supărăcioasă. Da, sunt supărăcioasă. Sunt supărăcioasă pentru că nu-mi permite timpul să stau să aștept. Nu-mi permit să mi-ajungă o clientă să mă aștepte pe mine jumătate de oră că a întârziat o altă clientă. De asta și spun, punctualitatea contează enorm de mult. Asta este prima calitate pe care eu consider că o am. Defectul, primul defect, așa cum am spus. Sunt unul destul de vesel. Adică... Și asta contează foarte mult, pentru că cum noi avem nevoie de, ca și clientele noastre să fie vesele și cu o stare de spirit cât mai bună, la urma urmei ne transmită această stare, așa și noi, la rândul nostru, trebuie să fim față de ele. Și cred că asta contează cel mai mult între client și tehnician. Da. În primul rând, contează foarte mult atunci când un client îți calcă pragul, tu să întâmpini cu un zâmbet. Pentru simplu fapt că tu îl întâmpini zâmbind, deja ai schimbat starea. Deja el se simte mai bine. Oriunde, eu trebuie să recunosc, deși am 2 copii de 12 ani, sunt destul de copilăroasă. Adică clientele deja mă știu. Am momente când mă porc ca un copil. Tu copilărești încă o dată. Alături de ei. Da, crești alături de ei și copilărești alături de ei. Am momente când sunt foarte serioasă și foarte dură. Transmit informația mult prea direct. Nu întotdeauna am avut de câștigat cu asta. Dar, da, sunt am momente în care sunt destul de dură. Situația mă face. Uite, mi s-a întâmplat... Dacă tot am vorbit despre asta, am mers odată la cineva să mă coafez și o singură dată și atât. Și acea doamnă, nu știu, mi-a dat o stare, mi-a transmis o stare așa de, cum să zic eu, fața ei nu părea prea veselă. Contează acest aspect? Păi contează, eu sunt foarte expresivă. Dacă mi se întâmplă într-o zi să nu mă simt bine și am programări, clientele deja mă cunosc, mă întreabă, Georgiana, ce ai? Dar sunt foarte rare cazurile în care eu sunt la servici și să nu mă simt bine sau să am o stare mai puțin plăcută. Dacă eu consider că o am în momentul de față, eu le spun fetelor, nu are legătură cu tine, doar nu mă simt eu bine. Contează enorm de mult, foarte mult contează. Toți vrem să ne ducem la un manicure, la un tratament facial, la un tuns, unde să fie o armonie plăcută. Și să ne relaxăm în același timp, nu să ni se transmită o stare de care nu am avea nevoie. Inclusiv eu asta am învățat-o de la o manicuristă la care mergeam înainte de a face cursuri. Niciodată nu o găseam vesel, nu o găseam zâmbind. Tot timpul era crispată, tot timpul era bătută. Deci, în primul rând, de acolo am învățat că clientele nu au de ce să suporte fața noastră acră, să spun așa, da? Bineînțeles. Ai făcut multe cursuri de specializare în acest domeniu? Da, am făcut. Din punctul meu de vedere, încă consider că necesit să mai fac cursuri. Întotdeauna este bine să investim în noi.
Am făcut, da, am făcut, dar nu pot spun că atât de mult încât este o oprire undeva. Deci întotdeauna trebuie să investim noi și să facem, intenționez să mai fac câteva cursuri, dar ți-am spus, acum sunt prins un pic în proiectul cu micropigmentarea, o să-mi fac o ordine încât să... Ai de gând să continui să faci și alte cursuri de specializare pentru micropigmentare? Clar, da, da, clar, da, da, absolut. Recomanzi micropigmentarea? Da, recomand micropigmentarea. Ne ușurează viața, ne scurtează timpul de a sta în fața oglinzii, da? Ne schimbă ca și aspect, da? Când ne poate aduce un plus de valoare, să ne simțim noi în primul rând mai bine. Deci, clar, aș recomanda. Unele femei își taie cuticula, cum de altfel făceam, fac și eu asta. Recomand tăierea lor? Da, eu întotdeauna țin foarte mult de, de ce își doresc clientele. Țin cont. Sunt persoane care doresc tăierea cuticulelor, sunt persoane care nu doresc tăierea cuticulelor. Da, recomand, nu este un lucru greșit atât timp cât îl faci corect. Deci recomand tăierea cuticulelor. Ce alte activități ai mai demarat tu pe perioada pandemiei? Pentru că am uitat să te întreb atunci când venise vorba de asta. Pe lângă cursurile pe care nu le-ai făcut, că ai zis că n-ai făcut, că nu ești de acord cu cele online, sau ce altă activitate mai ai pe lângă de a fi manicuristă? Atunci, pe perioada pandemiei, practic am descoperit eu că îmi place sportul. În schimb, în viața de zi cu zi, când ești prins cu toate activitățile pe care le ai, nu-ți permiți să te gândești foarte mult la hobby-urile pe care le ai. Eu, cel puțin, până nu mi-am mai crescut copiii, nu mi-am permis să mă gândesc la alte hobby-uri. N-am practicat foarte... Nu mi-a permis situația să fac ceva ce mi-aș fi dorit atunci. Au fost pe timp pandemiei, cam toată lumea stătea. Da. Clar, vorbeam cu clientele mele, țineam legătura foarte des. Mă rugau să le fac, mă rugau să mă duc la ele. Am ținut foarte mult cont de pandemia aia, am stat liniștit acasă, deci n-am demarat foarte multe lucruri. Spune-mi care este culoarea anului. Uite, eu spun culoarea anului care o poartă clientele mele, da? Așa. Este albul lăptos. Într-o săptămână, consider că mai bine de jumătate au dorit alb lăptos. Da, și mie mi-a plăcut întotdeauna, da, albul lăptos, da. Și simplu. Foarte elegant. Deci, da. Culoarea anului, întotdeauna le spun clientelor mele, culoarea anului ne formăm noi în funcție de ce simțim noi, ce dorim noi să purtăm. Mi-a atras atenția manicura ta, să știi. Îți faci singură manicura sau apelezi la altcineva? Nu, îmi fac singură manicura. Singură? Eu îmi fac singură, și da. Și cât durează? Mai puțin decât a clientelor, surprinzător, pentru că nu sunt atentă la detalii, nu-mi permit să fiu atentă la detalii și automat încerc cât mai repede, să-mi termin. Dar, spun sincer, intenționez să caut pe cineva care să mă duc și eu să stau relaxat cu mânuțele întinse, să-mi fac altcineva. Acum aș vrea să te întreb cum anume te promovezi tu în acest domeniu. Și ce anume îi sfătuiți pe ceilalți să facă pentru a se promova? Pot să spun că mă promovam mai mult înainte. Dar o faci în mediul online? Sau, da. Doar în mediul online. Înainte eram mult mai atentă la acest aspect. Am neglijat puțin promovarea. Nu sunt mândră de acest lucru, dar voi lucra în domeniul ăsta. Mă voi duce în direcția aceasta de a promova. Eu am încă persoane care îmi intră în salon și spun că, uite, nu știam că s-a deschis un salon, tocmai pentru că eu nu am făcut foarte multă promovare. Din diferite motive, lipsa timpului, dar intenționez să mă îndrept spre direcția de promovare. Contează foarte mult. Foarte mult contează. Acum că trebuie să ne luăm la revedere, ce sfat ai pentru doamnele și domnișoarele care ne urmăresc? Să fie foarte deschise, să facă ce își doresc cu adevărat, să investească în ele. Să nu aibă reținerea asta că o să meargă sau nu o să meargă. Trebuie să fim puțin mai curajoase. Și să îndrăznească, să fie ele însăși. Și dacă își doresc cu adevărat să facă ceva, să nu aibă rețineri.
Draga mea, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ai fost astăzi în această emisiune. Sper să ne revedem cât mai curând. Iar noi ne revedem vinerea viitoare de la orele 19. Vă doresc un weekend minunat și la revedere!